Aceste adevăruri mie îmi dau fiori când stau să mă gândesc la ele. Sunt 12 oameni care au răscolit lumea și oamenii aceștia au răscolit lumea pentru că au fost martorii unui eveniment nemaipomenit. Acești 12 oameni au trăit alături de Dumnezeul om Iisus și au experimentat învierea Lui. Și sunt absolut convins că această experiență și nu abilitățile lor i-au calificat și motivat pentru schimbarea pe care noi o cunoaștem astăzi. În seara aceasta aș vrea să citim un text foarte, foarte simplu. Este de fapt textul începutului. Încercați să vă imaginați scena aceasta. Iisus crește într-o familie evreiască, ca orice alt copil. Probabil că învață meseria tatălui. Anii trec, ajunge la 20 și ceva de ani și încă nu se căsătorește. Lucru neobișnuit. Ajunge la 30 de ani și încă nu este căsătorit. Și nici nu intenționa să o facă. Ajunge la 30 de ani când are din partea lui Dumnezeu încredințarea că trebuie să pornească misiunea cu mâna mare. Nu se mai întâmplase nimic de felul acesta în istoria omenirii. Și acolo Domnul Iisus, înainte de a începe misiunea cu mâna mare, face următoarele lucruri. Își selectează echipa. 12 oameni ce urmau să răscolească lumea, istoria, așa cum era ea cunoscută. Vom citi din Marcu, capitolul 3, de la versetul 13 la 15. Marcu este un evanghelist de genul ziaristului, jurnalistului. El ia faptele și le punctează acolo. Haideți să ne uităm la chemarea celor 12. Aici începea totul. Să ascultăm textul. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată draci. Iată cei 12 pe care i-a rânduit. Simon, căruia i s-a pus numele Petru. Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului. Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei. Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda, Iscarioteanul, care l-a și vândut. Așa a început totul. În ce privește pe cei 12. Pasajul citit nu este unul complex, nu este unul cu profunzimi doctrinare și totuși cred că este unul dintre cele mai încurajatoare pasaje din Scriptură. E atât de simplu și conține câteva adevăruri extraordinar de încurajatoare dacă vrem să le lăsăm să pătrundă în noi. Haideți să ne uităm la acest text și să observăm câteva lucruri. O primă observație când citești un articol de felul acesta este următoarea. Iisus cheamă, desemnează sau investește pe cineva și confirmă. Acesta este primul lucru care îl observăm în text. Iisus cheamă, desemnează și confirmă. La ce mă refer? Haideți să vedem. În primul rând îl vedem pe Iisus care cheamă pe toți cei deschiși pentru el. Așa începe textul nostru. Iisus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut. Și ei au venit la el. Când citesc un astfel de verset, deja mi se clarifică niște lucruri. Și anume, Biblia nu vorbește despre voluntari. Biblia vorbește despre oameni chemați. Există o distincție fină între acești doi termeni. Una este să fii voluntar și alta este să fii un om chemat de el.
Sigur, nu vreau să fac un proces de cuvinte aici, de semnificația lor. Vreau să observăm o fină distinție. Sigur, sunt conștient că pot fi voluntar chemat, pot fi chemat și să lucrez ca și voluntar. Nu vreau să intrăm în toate aceste semnificații ale termenelor. Vreau doar să fac o distinție fină ca să punctez un lucru important. Oamenii voluntari nu sunt totuna cu oamenii chemați. Care e distinția între aceștia? Ar putea fi următoarea. Voluntarii tind să facă apel la independența lor. Nu-i așa? Un om voluntar se oferă să ajute cât îi stă la îndemână. Nu? Voluntarii, în general, au niște pretenții cu privire la timpul lor, la timpul investit, la cantitatea de muncă pe care o prestează și așteaptă să aibă niște grade de libertate. A fi voluntar nu e tot una cu a fi angajat la o companie. Voluntarul are mai multe grade de libertate și oferă cât vrea el, pentru că e voluntar. Aceasta este o puternică conotație a cuvântului voluntar. Voluntarul poate să renunțe când are chef. Mentalitatea de voluntar produce o oarecare instabilitate și o oarecare ineficiență. Nu te poți baza pe un voluntar la nesfârșit, nu îi poți cere foarte multe, pentru că te lasă baltă. Un om chemat, în schimb, nu își poate permite nici una dintre acestea, chiar dacă lucrează ca și voluntar. Aici vreau să simțim distinția. Iisus cheamă și când El cheamă, chiar dacă vii ca și voluntar, nu mai poți avea pretenții. Apoi, vedem, textul spune așa, Iisus cheamă pe cine vrea. Ce înseamnă lucrul ăsta? Iisus a chemat la El pe cine a vrut. Adică pe cine a vrut El, Iisus? Tu, 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 asta vrea să spună textul. Nu. Iisus a chemat la El pe cine a vrut să vină. Asta este sensul. Iisus s-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut să vină. Și ei au venit la El. Iisus, în alte cuvinte, te cheamă și pe tine și pe mine. Dacă vrei, vii la El. El nu face o selecție a celor chemați. El cheamă pe oricine vrea să vină. Și asta este un cuvânt deosebit în Scriptură. L-am descoperit cu câțiva ani în urmă. Iisus cheamă pe cine vrea să vină la El. Adică pe oricine, oricine este binevenit. Oricine este un cuvânt foarte puternic în contextul acesta al mântuirii. Gândiți-vă, oricine înseamnă că oricine, indiferent de statutul social sau material de care se bucură, indiferent de cât de adânc s-a cufundat în păcat, indiferent la ce nivel e viața lui în momentul de față, oricine are o ușă deschisă la a fi ucenic. Iisus a chemat pe cine a vrut. Acest oricine este unul dintre cuvintele preferate ale Domnului Iisus. Am fost uimit să observ de câte ori îl folosește. Două exemple să vă dau și găsiți o multitudine. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus, acela mi-este frate, soră și mamă. Sau, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și aș putea să vă dau o listă lungă de oricine. Cerul duce politica lui oricine. Adică și tu ești inclus. Ești cuprins în acest oricine. Este un cuvânt care ne include pe oricare dintre noi, indiferent cine suntem, unde ne aflăm, ce am făcut. Și mi se pare că putem găsi încurajare aici. Nu știu care e starea ta, nu știu cu ce te frămânți, nu știu cum te vezi pe tine însuți. Iisus i-a chemat la El pe cine a vrut să vină. Și dacă a făcut atunci cu cei 12,
o face și astăzi. Cu noi, cu fiecare. Iisus cheamă. Apoi am văzut că Iisus desemnează sau investește, numește, nominalizează câțiva dintre aia mulți care au vrut să vină. Iisus desemnează 12 dintre cei chemați în funcție de conducere. Îi nominalizează acolo. Și așa spune textul. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. 12 oameni dintre cei care au răspuns chemării lui sunt personal aleși pentru o slujbă specială. Și foarte importantă această observație. Sunt aleși pentru o slujbă specială. Și o să vedem imediat, vor fi confirmați în această slujbă într-un anumit fel. Observăm că acești 12 nu s-au oferit voluntari. Doamne, ia-mă pe mine. Nu. Iisus a chemat pe cine a vrut să vină și aici a ales el și a spus tu, 12 oameni. Am ceva pentru voi. Ei nu se oferă voluntari. Ei sunt rânduiți, sunt chemați la o slujbă specială. Nu-i vorba de mântuire aici. Dumnezeu îi știa, le cunoștea fisurile, slăbiciunile, eșecurile și totuși îi permite lui Iisus să-i aleagă pe acești 12 ca să fie temelia bisericii și să investească în slujba transformării lumii. 12 oameni. Dar ce ne spune textul? Au fost desemnați sau investiți sau nominalizați pentru ce? Spune textul să fie cu el și să îi trimită să proclame Evanghelia, vestea bună. Secvența e foarte importantă și conține învățătură și pentru noi astăzi. De ce i-a chemat, de ce i-a investit ca să fie cu el întâi și întâi? Adică să dezvolte o relație personală cu el. Să stea pe lângă el Iisus și să-l cunoască. Și apoi, după ce dezvoltă relație personală cu Iisus, să-i poată trimite cu învățătura lui în lume. Foarte puternic sublinează Marcu lucrurile acestea. I-a chemat ca să-i aibă cu el și să-i trimită în lume. Iisus îi cheamă, Iisus investește, îi desemnează și Iisus îi confirmă. Iisus confirmă investirea lor. În ce fel? Uitați-vă în ce fel. În jurul ucenicilor aleși erau mulți proroci, rabini, cărturari care pretindeau că dețin adevărul și aveau calificările necesare pentru o astfel de pretenție. Erau oameni învățați, erau calificați pentru a pretinde că sunt învățători, proroci, cărturari. Și acum gândiți-vă, când în popor ai astfel de oameni ultra-educați, specialiști în domeniul teologic, cum vor fi primiți niște oameni, un grup de oameni simpli, needucați, din pătura de jos a societății? Cum va fi primit mesajul lor când încep să proclame ceva neobișnuit? Cum poți dovedi că mesajul lor este unul adevărat când vine din gura unor oameni foarte simpli? Și textul ne spune, i-a rânduit, le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Celor 12. Nu tuturor celor chemați. În alte cuvinte, Domnul Iisus alege să înzestreze pe acești 12 cu niște puteri speciale ca să le confirme mesajul înaintea poporului. Pentru că inclusiv astăzi, dacă ar veni un om needucat, un om extrem de simplu și ar începe să proclame pe străzile orașului niște lucruri neobișnuite, oamenii ar spune, ăștia, ce zic specialiștii, oamenii educați, ăștia. Dar dacă ce spun ăștia e confirmat de niște lucruri supranaturale, zici, trebuie să fie ceva aici. De aceea Domnul Iisus cheamă pe cine vrea.
Și aici ne includem oricare dintre noi. Te vrea ucenicul lui. Apoi, el dintre noi alege pe câțiva pentru o slujbă specială, pentru împărăția lui. Și după ce te alege pentru o slujbă specială, mai face un lucru. Te confirmă în slujba aceea. Te înzestrează cu ceva anume care să dea credibilitate mesajului tău, a slujbei tale, a acțiunilor pe care urmează să le faci. Este foarte importantă această mențiune și anume faptul că le-a dat putere să vindece bolile și să scoată dracii celor 12. Pentru că în lumea noastră, inclusiv astăzi, sunt oameni care pretind că au astfel de puteri. E mare lucru să ai autoritate asupra lumii demonilor. Să le poți porunci. Nimeni, nici o ființă umană nu poate avea control asupra lumii demonice dacă nu este dată de sus. Și de aceea nu mă mir că Domnul Iisus le-a dat această putere. Ca să le confirme mesajul. Aduceți aminte de întâmplarea din Faptele Apostolilor cu fiul lui Sceva, avea 7 fii care scoteau dracii, pretindeau că sunt exorciști. Și când aceștia, 2 dintre ei, au încercat să scoată dracii din câțiva oameni, Duhul le-a zis, spune în Faptele Apostolilor, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și a sărit asupra lor, i-a biruit, spune textul, i-a schinjuit până au plecat și au fugit goi de acolo, chinuiți și făcuți de râs. Pentru că nu oricine are puterea asupra lumii demonice. Puterea aia poate să vină de sus și ți-o dă Dumnezeu. Pavel spune corintenilor, fiți foarte atenți. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Astea sunt semnele unui apostol. Nu sunt semnele oricărui ucenic al lui Iisus, oricărui urmaș al lui Iisus. Astea sunt semnele unui apostol. Apostolul a fost înzestrat cu acestea. Nu oricine apare, nu oricine crede în Iisus are toate puterile astea. Și mi se pare importantă mențiunea. Pentru că astăzi sunt între noi atâția vindecători și exorciști pretinzând că au puteri de felul acesta. Și suficient să te uiți puțin la învățătura lor, cât este de deviată, cât este de departe de învățătura Scripturii. Și în același timp pretind că au puterea de a exorciza. Și atunci stau și mă întreb, cum de Dumnezeu le însoțește învățătura cu semne de felul acesta? Este Dumnezeu gata să confirme învățătura falsă pe care aceștia o promovează? Cu siguranță nu. Și atunci singura explicație este următoarea. Fie aceștia sunt niște excroci, fie lucrează prin puteri demonice. Pentru că Dumnezeu nu va confirma mesajul, lucrarea cuiva. O lucrare bazată pe o învățătură greșită. Și atunci fie sunt niște excroci care cumva manipulează masele, fie lucrează prin puteri demonice. N-am altă explicație. Iată o primă observație din textul nostru. Iisus cheamă, Iisus nominalizează și Iisus confirmă. Dar haideți să mai facem câteva observații, să observăm un al doilea mare lucru. O întrebare care mi-am pus-o în acest mic articol din Marcu, capitolul 3. De ce 12 și nu 13? 15? 11? De ce fix 12? Când Iisus a selectat exact 12 apostoli, el a vrut să facă o afirmație foarte clară. De fapt, era o declarație istorică pentru poporul său. De aceea alege fix 12. Știți care a fost această declarație? Domnul Iisus a ales exact 12 apostoli. Pentru că el, prin această alegere, formula o judecată asupra poporului Israel. Erau 12 seminții și acum avem 12 apostoli. Ce se însemne asta? După cum cei 12 fii al lui Iacov erau conducerea lui Israel, cei 12 apostoli erau noua conducere a noului Israel. Cei 12 deveneau noua conducere spirituală a lui Israel. Mesajul era cât se poate de clar. Iisus le transmitea, liderii voștri, care se trag din cei 12
fii al lui Iacov. Liderii voștri sunt corupți, nu se mai califică pentru conducerea poporului. Vor fi dați la o parte. Dumnezeu îi respinge și pune pe alții în locul lor. Și în învățătura Domnului Iisus vedem lucrul acesta confirmat. Vedem farisei, cărturari, saducheii, erau învățători falși care interpretau Vechiul Testament în maniere greșite. Și conduita lor morală îi descalifica. Și nu trebuie să demonstreze aceasta. Iisus i-a denunțat în maniera cea mai clară. I-a făcut pui de vipere. I-a făcut morminte văruite. Oameni care produc fi pentru iad. Așa că Domnul Iisus, când alege 12 oameni, el formula o judecată asupra lui Israel. Și anunța, noul Israel sau noul legământ are nevoie de o nouă conducere. Odată cu Mesia vine și un nou legământ. Iar cu nou legământ vine și o nouă conducere. Iar această nouă conducere este alcătuită din 12 oameni care nu provin din lumea religioasă sau academică a poporului. Dumnezeu ia niște făpturi slabe, lucrurile nebune ale lumii și face din ele lucruri înțelepte. 12 oameni care să fie cu el, să experimenteze relația cu el și să-i preia învățătura. Răspunsul pe care vi l-am dat la de ce 12, mi se pare că Luca 22 îl susține cu putere. Să vă citesc aceste versete, la versetul 28. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Este evident. Odată cu Mesia apare un nou legământ. Odată cu nou legământ era nevoie de o nouă conducere. Și această nouă conducere era paralelă. 12 apostoli ca să înlocuiască 12 fii al lui Iacov. În noul legământ. Și argumentele ar putea continua. Gândiți-vă la Apocalipsa 21. Vedem noul Ierusalim. Pe cei pus? Pe 12 temelii. Care sunt apostolii, spune acolo. Sigur. Noul Ierusalim are 12 porți, care sunt fiii lui Iacov. Dumnezeu nu se dezice de poporul lui, el își continuă lucrarea cu poporul lui, dar noul legământ avea nevoie de o nouă temelie și s-a alcătuit din 12 oameni care au răscolit lumea cu susul în jos. Am văzut că Iisus cheamă, nominalizează și confirmă. Apoi am văzut că el alege fix 12 ca să formuleze judecata asupra poporului Israel și să pregătească o conducere a noului legământ. Și apoi iarăși câteva mici observații din același articol al lui Marcu. 12 oameni obișnuiți. În textul citit urmează 12 nume obișnuite. Și când vorbim de apostoli, de obicei ne gândim la 12 oameni speciali. Suntem tentați să ne gândim așa. Uitați-vă în bisericile în care mergeți, pe vitralile lor. Îi vedem pe cei 12 apostoli, sub o aură impresionantă. Sunt undeva mai jos decât Dumnezeu, dar mult mai sus decât noi toți. De fapt, cei 12 nu sunt din altă lume și nu sunt nici divini sub nicio formă. Ei nu sunt ceea ce omenirea avea mai bun. Nu sunt nici cei mai buni, nici cei mai nobili, nici cei mai înzestrați oameni. Și asta este o încurajare pentru noi, dacă vrem să gândim așa. Și anume, dacă Dumnezeu a ales pentru lucrare răscolitoare 12 oameni extrem de simple, atunci și eu un cap acolo să mă aleagă pentru o lucrare răscolitoare. Și eu un cap acolo. Am șansa să mă calific și eu. El n-a ales somitățile lumii. I-a ales pe ea de jos, de undeva.
De fapt, cei 12 se disting de ceilalți mari oameni ai istoriei prin banalitatea lor. Niște necunoscuți, nici unul erudit, toți sunt niște oameni de la marginea societății. De fapt, niște elevi greoi la minte. Așa le spune Iisus. Așa caracterizează Iisus într-o întâmplare. Sunteți tare grei la minte. Dar de greu pricepeți. Și cu toate astea, în mâna Lui, au răscolit istoria. Cei 12 sunt un grup unic prin chemarea, desemnarea și confirmarea lor, dar și un grup pestriț prin personalitatea lor. Și și aici putem găsi încurajare. Nu sunt la fel. Nu trebuie să semene unul cu altul. Eu nu trebuie să fiu ca cutare și ca celălalt și ca celălalt. Eu pot să fiu eu însumi. Și faptul că grupul acesta este un grup pestriț poate fi o încurajare pentru noi. Nu trebuie să semănăm unii cu alții. Eu nu trebuie să mă compar cu nimeni. Nu trebuie să tânjesc după calitățile altuia. Uitați-vă la ei. 7 dintre ei par a fi niște pescari. Pescari. Apoi, unul este un zelot, adică un extremist politic. Altul este la extrema cealaltă, un vameș. În timp ce zelotul omora romanii, vameșul îi susținea pe romani. În timp ce zelotul sau o partidă dintre zeloți erau numiți sicari, ăștia purtau un pumnal în mantia lor tot timpul și ori de câte ori întâlneau un roman într-o zonă neacoperită, îl omorau, erau numiți sicari. O parte din zeloți. Ăștia umbla cu pumnalul în mână să-i omoare pe romani. Vameșul umbla cu punga să-i plătească pe romani luând de la popor. În același grup. Despre ceilalți trei nu știm multe. Dar având în vedere că toți erau din Galileea, foarte probabil că ultimii trei erau fie agricultori, fie meșteșugari, fie negustori. Astea erau meseriile vremii. Și cu toate acestea, Dumnezeu poate face lucruri mari prin oricine îi este dedicat. Strânge 12 oameni obișnuiți și tare diverși, tare pestriți. Și pune la oaltă. Și apoi la oaltă ăștia întorc lumea cu sosul în jos. 12 oameni care nu contau în sine. Iisus conta în ei. Dumnezeu nu este interesat în mod deosebit de cei inteligenți, de cei bogați, de cei influenți. Dumnezeu nu este dependent de genul ăsta de oameni. Iarăși am putea găsi încurajare aici. Dumnezeu nu depinde în ceea ce are de făcut de ăia bine dotați. Se poate ocupa și face ceva și din mine și din tine. Din perspectiva societății, cei 12 nici nu existau. Din perspectiva instituției religioase, cei 12 nu contau. Aduceți-vă aminte de remarca cărturarilor din Fapte, capitolul 4. Spune așa, versetul 13. Când au văzut ei îndrăzneala, și adaug eu în învățătură, îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, la asta se referă, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari, neînvățați. Și de rând. Și știți cum continuă textul? Și au priceput că fuseseră cu Iisus. Wow, ce mărturie! Adică învățații societății, oamenii ultraeducați, îi ascultă pe doi pescari, oameni simpli, îi ascultă vorbind învățătură teologică. Și zic, oh, dar de unde știu ăștia atâtea? Că n-au învățat nimic. Sunt needucați, sunt oameni de rând, n-au de unde să știe. Singura explicație este că au fost cu Iisus. Mamă, ce mărturie! Întotdeauna explicația pe care o găseau erau, a fost cu Iisus, aceștia au fost cu Iisus. Iisus i-a avut cu el. Nu de aia i-a rânduit, ca să aibă cu el să-i trimită. Când stai lângă el, oamenii pricep că stai lângă el. Cei 12 au început ca și ucenici, ca și învățăcei, ca și elevi,
Matetes este sensul de ucenic, cuvântul ucenic în limba greacă. Înseamnă elev. Au început ca și ucenici, ca și elevi. Și au încheiat ca și apostoli, ca și trimiși împuterniciți, ambasadori, numiți-o cum vreți. Apostoloi, adică trimiși să vestească, să proclame vestea bună a noului legământ. Cuvântul evresc pentru apostol, apostoloi în greacă, este șalea. Și când citesc să vezi ce înseamnă cuvântul acesta, înseamnă un reprezentant oficial care vine cu toată autoritatea primită de la cel ce te investește. Au început ca și niște elevi și au ajuns niște ambasadori înzestrați cu toată autoritatea celui ce îi trimite. Și în final, ultima observație legată de cei 12 din articolul scurt al lui Marco. Câteva observații generale. Când îi citești pe cei 12, observ câteva lucruri. Cei 12 sunt menționați în 4 liste în Scriptură. În 4 liste. Îi menționează Matei, îi menționează Marco, îi menționează Luca și sunt menționați în Faptele Apostolilor. 4 liste în care apar cei 12 ucenici. Și aproape de fiecare dată în aceeași ordine. Aproape de fiecare dată în aceeași ordine. Câteva inversări, dar mereu și mereu 3 grupuri de câte 4. Citiți toate 4 listele și veți vedea. Grupurile 1, 2 și 3 au mereu aceleași persoane, chiar dacă nu în aceeași ordine exactă. Dar grupul 1 de ucenici, grupul 2 de ucenici și grupul 3 de ucenici este întotdeauna alcătuit din cei 4. Poate fi o mică inversare în ordinea lor, dar în cadrul grupului sunt aceiași. Foarte interesant. Nu știu dacă am un răspuns la asta, de ce e așa. Apoi când ne uităm la această listă enumerată acolo, observați că de fiecare dată, fără excepție, primul în listă este Petru. Primul din grupul 1 și primul din listă. Listele cele 4 încep întotdeauna cu Petru. Apoi, primul în grupa a doua de ucenici este întotdeauna Filip. Și primul în grupa a treia de ucenici este întotdeauna Iacov, fiul lui Alfeu. Verificați și vedeți. Pe măsură ce cobori în listă, avem informații din ce în ce mai puține. Oare de ce? Nu știu dacă pot da un răspuns. Iuda este întotdeauna ultimul. Aici am putea da un răspuns. Petru este întotdeauna primul și aici am putea da un răspuns. Dar de ce sunt grupați așa întotdeauna 3 grupuri de câte 4? Nu știu. Așa că aș putea pune lucrurile în felul următor. Încercând să mă apropiu de încheiere. Domnul nostru folosește sfinți obișnuiți, slabi, ignoranți și deseori cu eșecuri la activ. De ce? Ascultați răspunsul. De ce Domnul nostru folosește sfinți obișnuiți, slabi, ignoranți și deseori cu eșecuri la activ? Știți de ce? Pentru că doar acest fel de sfinți are la îndemână. N-are de aia perfecți. N-are. Așa că pot să vă spun, bine ați venit și voi în grupul ăsta. Dumnezeu se folosește de acest fel de oameni pentru că numai de ăștia are. Și noi suntem dintre ei. Oameni obișnuiți, slabi, ignoranți și cu multe eșecuri la activ. Și Dumnezeu nu întoarce spatele. Te ia așa cum ești și te face așa cum trebuie. Lui Dumnezeu îi place să decoreze. Uitați-vă în Scriptură, El pe tot ce pune mâna decorează, schimbă, restaurează, transformă. Mă uit peste tot în Scriptură și nu doar lucrul ăsta îl văd că lui Dumnezeu îi place să decoreze, mai văd un lucru.
Văd că Dumnezeu nu se mulțumește să te stăpânească. El vrea să te și transforme după chipul Fiului Său. Te ia de unde ești și te antrenează ca să fii cum trebuie. Așa că și tu și eu avem o șansă în mâna Lui. În concluzie, Dumnezeu nu lucrează cu și prin voluntari, ci cu și prin oameni chemați. Oameni conștienți că sunt chemați de El. Dar chiar și așa, cu oamenii ăștia chemați, există riscul să fii mânat în propriile interese de afirmarea personală. Și nu mi-am propus astăzi să intrăm în toate aceste detalii. Dar pe măsură ce ne vom uita la aceste personaje, vom putea întâlni că deși oamenii aceștia au fost chemați, de multe ori s-au trezit mânați. Și aș vrea, la încheiere, să ne evaluăm puțin fiecare dintre noi. Pentru că poți fi chemat de Dumnezeu. Poți fi chemat de Dumnezeu. Și dacă nu ești atent, te trezești mânat de tine însuți. Există riscul acesta. Cum îl recunoaștem pe omul mânat? Simțiți diferența între cele două cuvinte, oameni mânați și oameni chemați? Care e diferența între ele? Haideți, în timp ce vă dau câteva caracteristici ale omului mânat, evaluați-vă prin ele, îndrăzniți să o faceți. Recunoscând că suntem slabi, ignoranți, obișnuiți cu eșecuri la activ. Este de folos să ne vedem starea. Cum îl recunoaștem pe omul mânat? Omul mânat este omul care cel mai adesea este satisfăcut doar de realizări. Undeva în procesul lui de maturizare, descoperă că numai acumulând realizări poate fi mulțumit de sine și de lumea lui. Și începe să creadă omul mânat că doar dacă acumulează mai multe realizări, va crește în ochii celor din jurul lui. Va avea parte de mai multe aprecieri. Și pentru acest tip de om, omul mânat, viața se duce doar prin prisma rezultatelor. Unde am ajuns? Cât am obținut? Ce am realizat? Omul mânat nu apreciază procesul, ci doar rezultatele. Sosirea e totul. Călătoria nu înseamnă nimic. Ești preocupat de realizări mai mult decât de orice altceva? Apoi omul mânat este preocupat de simbolurile realizării, de titluri. Îți plac? Poziție mai sus în organigramă? Privilegii speciale? Omul mânat este deseori preocupat de simbolurile realizării. Cât îți stăpânesc astea mintea și inima? Apoi, omul mânat are tendința de a nu acorda prea multă importanță eticii și integrității. Pentru că preocuparea pentru succes devine atât de acaparantă, încât etica rămâne undeva pe un plan secundar. Iar omul devine înspăimântător de pragmatic ca să obțină ceea ce caută. Cum stai cu etica și cu integritatea? Omul mânat are capacități limitate de a lucra cu oamenii, în general vorbind. Obiectivele lui trec înaintea persoanelor. Calci în picioare oamenii ca să realizezi ceva? Atunci ești un om mânat. Omul mânat este dominat de spiritul de competiție și normal. Trebuie să ajung mai în față decât cel de lângă mine. Sau omul mânat are deseori reacții dure la opiniile diferite de ale lui. Îți sare firea imediat când cineva are o părere diferită de tine? S-ar putea să fie mânarea din tine. Și omul mânat este de obicei peste măsură de ocupat. Pentru că trebuie să realizeze ceva, nu? Așa că întrebarea este, ești mânat sau chemat? Omul chemat
Dacă este să mă gândesc la un om chemat, ăsta este Ioan Botezătorul. Cei 12 au părut mai degrabă mânați decât chemați în anii de antrenament de școală. Ioan Botezătorul este cu totul și cu totul alt om. Nu degeaba a zis Iisus că a fost cel mai mare om născut din femeie. El este tiparul omului chemat. Oamenii chemați știu exact cine sunt. Ioan știa exact cine este. Că l-au întrebat Sfântul, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Și Ioan Botezătorul, omul chemat, a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului. Omul chemat știe că este un slujitor al stăpânului. Este unul care deschide drumul, îl prezintă pe Iisus. Omul chemat, Ioan Botezătorul, știa că este doar un administrator, spune el în același dialog. Omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. Omul chemat știe că el doar un administrator. Omul chemat, ca și Ioan Botezătorul, este conștient de misiunea lui. Misiunea lui este de mire. Ascultați dialogul mai departe. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Omul chemat are rolul cavalerului de onoare de la o nuntă. Și rolul cavalerului de onoare este acela de a sta alături de mire și de a se îngriji ca întreaga atenție să se focalizeze asupra acestuia, asupra mirelui. Asta e omul chemat. Omul mânat vrea să-l pună în umbră pe mire dacă poate. Omul chemat este cavalerul de onoare. Care este motivația care te susține? Ce sper să obții în final? Care ar fi reacția ta dacă ai pierde tot ceea ce ai obținut? Și întrebările astea mi le pun mie. Și înaintea voastră trebuie să recunosc că privesc înăuntru meu și descoper că aproape zilnic am de ales între a fi un mânat sau un chemat. Trăind într-o lume în care realizările sunt totul, găsesc că este mai ușor să fiu un om mânat, să mă agăs de lucruri, să le apăr, să domin. Asta mi-e ușor. Și chiar mă pot trezi făcând toate acestea, convingându-mă pe mine însumi că fac lucrarea lui Dumnezeu. Dar mai sunt și zile când aș putea fi un om chemat, un fel de Ioan Botezătorul. Mi-aduc aminte de chemarea lui Dumnezeu, îmi realizez poziția ce o am, rolul de cavaler de onoare și sper că știu ce am de făcut. Mi se spune rei. Și povestea numelui meu o știți, cred că cei mai mulți dintre voi. Și n-am să o repet acum. O să vă zic doar o porțiune din ea. Când mi-am dat seama că numele rei există în Scriptură, am căutat să văd ce înseamnă. Și m-am uitat să văd ce înseamnă și am priceput. Rei înseamnă prietenos, sau prietenul lui Dumnezeu? Prietenul mirelui? Dar fiorul m-a trecut când am citit următorul sens al cuvântului rei. Știți care este? Oglindă. Și când am văzut că rei înseamnă oglindă, m-au trecut fiorii. Știți de ce? Pentru că în momentul acela, deja purtam numele acesta de ani de zile, toată lumea îmi zicea rei. Și am primit numele acesta în tabăra aceea unde m-am întors la Dumnezeu, undeva în munții Apuseni, pe lângă satul Mărgău. De ani de zile purtam numele rei și nu știam că înseamnă și oglindă. De ce m-a trecut fiorul? Pentru că în momentul acela când am priceput că îmi zice oglindă, mi-a adus aminte de joaca mea preferată din copilărie.
Joaca mea preferată din copilărie era să iau bucăți de oglindă. Oriunde găseam o bucată de oglindă spartă, o luam și îi rodeam marginile de asfalt, de ciment, să nu mă taie, și le dădeam o formă, tăiam muchile oglinzii și buzunarele mele erau pline de bucăți de oglinzi. Și joaca mea preferată era să scot oglinda din buzunar sau bucata de oglindă. Și când era soare afară, era o plăcere. Scoteam oglinda și luam raza soarelui și o trimiteam altundeva. Îmi plăcea în special să o trimit în locurile întunecoase. O gaură în pământ, o gaură într-un perete, o scorbură de copac. Și căutam să prind direcția soarelui, a razelor soarelui, și mutam oglinda în așa fel încât cumva să bat acolo în zona aia întunecoasă. Să văd ce-i înăuntru, să aduc lumină în zona aia întunecoasă. Și mă trezesc după ani de zile că mi se zice oglindă. Și fiorul a fost nu pentru că am priceput asta, ci pentru că am priceput că asta s-ar putea să fi fost o misiune. Pentru că până la urmă nu suntem altceva nici unul dintre noi decât niște oglinzi. Sau ar trebui să fim niște oglinzi care să preluăm razele soarelui nostru, Iisus Hristos. Și să le trimitem în colțurile unde e întuneric. Până la urmă, metaforic vorbind, asta este misiunea noastră. Și când mă uit la cei 12, asta a fost misiunea lor. Și dacă Dumnezeu a putut să-și o ducă la bun sfârșit cu ei, poate și cu noi.